În acest videoclip vom descoperi cele mai bune alimente pentru sănătatea ficatului, inclusiv efectele lor benefice asupra organului și câteva alimente de evitat. După cum urmează, cafeaua, fulgi de ovăz, ciulinul de lapte sau silimarina, dar și alimente pe care ar trebui să le evităm. Bună tuturor! Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul Fresh Day, locul unde problemele noastre comune de sănătate încercăm să le tratăm cât mai natural. Dacă ce facem pe acest canal vă place, nu uitați de butonul like și de abonare. Ne ajută să mergem mai departe. Tratamentul normal pentru boala ficatului gras, indiferent dacă este legată de alcool sau nu, este atingerea unei greutăți sănătoase prin dietă și exerciții fizice. Deci, ce ar trebui să mănânci? În general, alimente care luptă împotriva distrugerii celulelor, facilitează utilizarea insulinei de către organism sau scad inflamația pot ajuta la inversarea afecțiunii. Deoarece fiecare persoană este diferită, ar trebui să consultați un medic specialist pentru a găsi un plan alimentar potrivit pentru dumneavoastră. Alimente care ajută la boala ficatului gras. Încercați dieta mediteraneană. Deși nu a fost creată pentru persoanele cu boală de ficat gras, acest stil de alimentație combină tipurile de alimente care ajută la reducerea grăsimilor din ficat. Acestea includ pește și fructe de mare, fructe, cereale integrale. Nucile conțin în general acizi grași nesaturați, vitamina E și antioxidanți. Acești compuși pot ajuta la prevenirea bolilor de ficat și pot reduce inflamația și stresul oxidativ. Uleiul de măsline. A mânca prea multe grăsimi nu este bine pentru ficat, dar unele grăsimi îl pot ajuta. Înlocuirea grăsimilor mai puțin sănătoase cu ulei de măsline poate ajuta la reducerea stresului oxidativ și îmbunătățirea funcției hepatice. Acest lucru se datorează conținutului ridicat de acizi grași nesaturați din ulei. Alegeți grăsimile potrivite. Celulele tale folosesc glucoza, un fel de zahăr, pentru energie. Hormonul insulină ajută la introducerea glucozei din alimentele digerate în celule. Persoanele cu boală hepatică grasă au adesea o afecțiune numită rezistență la insulină. Asta înseamnă că corpul tău produce insulină, dar nu o poate folosi bine. Glucoza se acumulează în sânge, iar ficatul o transformă în grăsime. Anumite grăsimi din dieta dumneavoastră vă pot ajuta corpul să folosească mai bine insulină. Asta înseamnă că celulele tale pot absorbi glucoză, iar ficatul tău nu are nevoie să producă și să stocheze grăsime. Cele mai indicate alimente sunt acizi grași omega-3, găsiți în pește, ulei de pește, uleiuri vegetale, nuci, semințe de in, ulei din in și legume cu frunze. Grăsimi mononesaturate din surse vegetale, cum ar fi măslinele, nucile și avocado. Antioxidanți și suplimente pentru sănătatea ficatului. Celulele sunt deteriorate atunci când nutrienții nu se descompun în mod corespunzător. Acest lucru poate duce la acumularea de grăsime în ficat. Dar compușii cunoscuți ca antioxidanți pot ajuta la protejarea celulelor de aceste daune. Cafeaua, ceaiul verde, usturoiul crud, fructe, în special fructe de pădure, legume, vitamina E, pe care o găsești în semințe de floarea soarelui, migdale, ulei, lichide pe bază de plante cu grăsimi mononesaturate, cum ar fi uleiul de măsline sau canola, sunt doar câteva din produsele pe care le poți folosi. Oamenii de știință mai studiază suplimente pentru a vedea dacă acestea pot fi bune pentru ficat. Boabele de goji, o plantă folosită adesea în medicina chinezească, are câteva beneficii pentru ficat. Resveratorul, care provine din coaja strugurilor roșii, poate ajuta la controlul inflamației. Seleniu este un mineral care se găsește în nucile braziliene, ton și stridii. Și acum să trecem mai departe. Ciulinul de lapte sau silimarina, numită adesea ciulin de lapte, constă dintr-un grup de compuși extrași din semințe de ciulin de lapte, inclusiv silibină, silicristin și silidianin. Ciulinul de lapte este folosit de peste 2000 de ani pentru a trata afecțiunilor căilor biliare și ale ficatului, iar cercetările arată că pot avea proprietăți de protecție a ficatului foarte bune. Silimarina are efecte antioxidante puternice și poate ajuta la regenerarea ficatului, la reducerea inflamației în beneficiul celor cu boli hepatice. Berberina, o plantă folosită tot în medicina chinezească, ajută la controlul colesterolului, funcția hepatică și controlul zahărului din sânge. Vă rugăm să vă consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua orice supliment. Acestea ar putea schimba modul în care funcționează medicamentele dumneavoastră sau poate cauza alte probleme de sănătate. Ele pot să nu fie de ajutor dacă nu luați cantitatea potrivită în mod corect.
Fă loc în dieta ta pentru vitamina D. Nivelurile scăzute pot juca un rol în bolile hepatice grase mai severe. Corpul tău produce vitamina D atunci când ești la soare. Îl poți obține și din unele produse lactate. Alegeți produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi, deoarece au mai puține grăsimi saturate. Potasiu. Nivelurile scăzute pot fi legate de boala ficatului gras non-alcoolic. Peștii, precum codul, somonul și sardinele, sunt surse foarte bune de potasiu. Se găsește de asemenea și în legume, inclusiv brocoli, mazăre și cartofi dulci, în fructe, precum bananele, kiwi și caise, în lactate, cum ar fi laptele și iaurtul, sunt de asemenea foarte bogate în potasiu. Betaină vă protejează ficatul de depozitele de grăsime. O puteți găsi în germenii de grâu și în creveți. Ficatul este responsabil pentru gestionarea tuturor grăsimilor, proteinelor și carbohidraților pe care oamenii le ingerează. De asemenea, controlează producția a numeroase alte grăsimi și proteine importante pentru funcțiile corpului. Există multe alimente și băuturi pe care o persoană le poate consuma pentru a ajuta protejarea ficatului. Sănătatea ficatului este crucială pentru sănătatea generală. A avea un ficat nesănătos poate duce la boli hepatice și tulburări metabolice. Diabetul de tip 2 este cea mai frecventă cauză a bolilor hepatice. Deși poate fi imposibil să gestionezi toți factorii de risc, consumul anumitor alimente și băuturi poate ajuta promovarea sănătății ficatului. Iată unele dintre cele mai bune alimente și băuturi care sunt bune pentru ficat. Cafeaua. Pare a fi bună pentru ficat, mai ales pentru că protejează împotriva unor probleme precum boala ficatului gras. Un studiu din 2014 notează de asemenea că consumul zilnic de cafea poate ajuta la reducerea riscului de boli hepatice cronice. De asemenea, poate proteja ficatul de afecțiuni dăunătoare, cum ar fi cancerul hepatic. Un alt studiu, tot din 2014, sugerează că efectele protectoare ale cafelei se pot datora modului în care aceasta influențează enzimele hepatice. Fulgii de ovăz. Consumul de fulgi de ovăz este o modalitate ușoară de a adăuga fibre în dietă. Fibrele sunt un instrument important pentru digestie, iar fibrele specifice din ovăz pot fi deosebit de utile pentru ficat. Ovăzul și fulgii de ovăz sunt bogați în compuși numiți beta-glucani. Un studiu din 2017 a raportat că beta-glucanii sunt foarte activi biologic în organism. Aceștia ajută la modularea sistemului imunitar și la combaterea inflamației și pot fi deosebit de utili în lupta împotriva diabetului și a obezității. Persoanele care doresc să adauge ovăz sau fulgi de ovăz în dieta lor ar trebui să caute ovăz integral, mai degrabă, decât fulgi de ovăz instant. Făina de ovăz instant poate conține umpluturi precum făină sau zaharul, care nu vor fi la fel de benefice pentru organism. Ceaiul verde. Recenzia din 2016 sugerează că ceaiul verde poate ajuta la reducerea riscului de cancer la ficat. Este important de reținut că consumul de ceai din ceai verde poate fi mai bun pentru sănătate decât un extract de ceai verde, deoarece extractele din doze mari pot afecta ficatul mai degrabă decât să-l vindece. Usturoiul. Un studiu din 2016 sugerează că suplimentarea dietei cu capsule de pudră de usturoi poate reduce greutatea corporală și grăsimea la persoanele cu boală hepatică grasă, nealcoolică, fără pierderea masei corporale slabe. Scăderea în greutate este benefică pentru mulți oameni, deoarece supraponderalitatea sau obezitatea este un factor care contribuie la boala ficatului gras. Fructele de pădure. Multe fructe de pădure, inclusiv afine, zmeură, merișoare, conțin antioxidanți numiți polifenoli, care pot ajuta la protejarea ficatului de daune. Un studiu din 2013 sugerează că suplimentele cu suc de afine ar putea crește capacitatea antioxidantă a ficatului. De asemenea, studiul sugerează că sucul de afine ar putea ajuta la atenuarea fibrozei hepatice. Strugurii. Semințele de struguri, precum și pielea și pulpa, conțin o cantitate semnificativă de antioxidanți. Acești antioxidanți sunt asociați cu protecția împotriva unor cauze de afectare a ficatului. Consumul de struguri întregi cu semințe este o modalitate simplă de a adăuga acești compuși în dietă. Un supliment cu extract de semințe de struguri poate oferi de asemenea antioxidanți. Grapefruitul conține doi antioxidanți primari, naringina și naringenina. Aceștia pot ajuta la protejarea ficatului de leziuni prin reducerea inflamației și protejarea celulelor hepatice. Un studiu din 2019 sugerează că naringina poate proteja împotriva steatozei hepatice induse de alcool prin reducerea stresului oxidativ.
Cu toate acestea, mai multe medicamente care sunt metabolizate în ficat pot interacționa cu grapefruit-ul, așa că oamenii ar trebui să consulte un medic înainte de a adăuga grapefruit sau suc de grapefruit în dieta lor. Peștele gras este bogat în acizi grași și omega-3, sunt grăsimi bune care ajută la reducerea inflamației. Aceste grăsimi pot fi utile special pentru ficat, deoarece par să prevină acumularea de grăsimi în exces și să mențină nivelurile de enzime din ficat. Iar acum câteva alimente de evitat pentru ficatul gras. Evitați grăsimile saturate, care duc la mai multe depozite de grăsime în ficat. Acestea includ pasăre, cu excepția cărnii albe slabe, brânza plină de grăsime, iaurtul, cu excepția celui cu conținut scăzut de grăsimi, carnea roșie, produse de patiserie și prăjeli făcute din ulei de palmier sau de cocos, produse zaharoase, cum ar fi bomboanele și alte alimente cu adaos de zaharuri, inclusiv sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză. Alimentele grase, acestea includ alimente prăjite, mese de fast food, gustări și chipsuri ambalate, pot fi de asemenea surprinzător de bogate în grăsimi. Alimente bogate în amidon, acestea includ pâine, paste, prăjituri și produse de patiserie cu conținut scăzut de fibre, dar foarte procesate. Zahărul, reducerea zahărului și a alimentelor cu zahăr, cum ar fi cereale, produse de patiserie și bomboane, poate ajuta la reducerea stresului asupra ficatului. Sarea. Unele modalități simple de a reduce consumul de sare includ mâncarea mai rară în oraș, evitarea conservelor de carne sau legume și reducerea sau evitarea mâncărurilor sărate și a baconului. Alcoolul. Oricine vrea să-i acorde ficatului o pauză, poate dori să ia în considerare reducerea consumului de alcool sau eliminarea completă din dietă. Cam atât pentru acest material, vă mulțumim pentru vizionare și așteptăm comentariile voastre despre ce teme ați mai dori să discutăm în următoarele videoclipuri. Până atunci, vă las alături un alt videoclip interesant. Nu uitați de like și subscribe. Pe curând!